5 ani, dar trebuie să recunoaștem că spital ca al dumneavoastră, că disciplină, curățenie, precum în Occident, mi-ar plăcea să găsesc în fiecare zonă, și în Vișeu, și în Borșa, și la Târgu Lăpuș. Și de ce nu? Avem încă probleme și la Baia Mare. Vă felicit pentru dăruire, pentru inteligență, pentru munca depusă, gărzile și nopțile pierdute și noi recunoaștem acest lucru. Vă mulțumesc! Vă rog să ne spuneți două cuvinte măcar. Bună seara! Mă bucur că sunt în această seară aici. Munca noastră în Spitalul de Boli Infecțioase, Dermatovenologie și Psihiatrie este de mulți ani. Fiecare zi, fiecare pas a însemnat realizări deosebite. Astăzi, după 15 ani de când conduc Spitalul de Boli Infecțioase, este poate un model pentru România. O spun sincer, aș vrea mult să vad acest spital, să iau exemplu. Sunt multe lucruri care s-au făcut efectiv din munca colegilor mei, din serviciile medicale care le-am efectuat și care au fost în așa fel încât Casa de Asigurări și mai puțin Consiliul Județean ne-au ajutat ca să ducem spitalul, dar munca colegilor mei a însemnat foarte mult. De 36 de ani sunt în Spitalul de Boli Infecțioase și de 15 ani conduc acest spital. Și aș vrea sănătos să veniți să vedeți spitalul și poate că atunci toată lumea ar spune și în România se poate, cu bani puțin, să se facă lucruri bune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu. Emoțiile sunt pe măsură, însă suntem mândri că am putut să acordăm acest premiu.